Ne uităm pe harta fâșiei Gaza, doamnelor și domnilor, alături de generalul Mircea Mândrescu, pentru a înțelege cât de complicat este în acest moment să ataci în acea zonă, să faci acea incursiune terestră. Explicați-ne, vă rog, exact care este situația pe această hartă. Începem puțin cu orientarea geografică. Astfel să vom vedea că harta este e un fel de plan la o scară mare, dar este puțin artificial așezată în sensul pentru claritate. Adevărata așezare în pagină este în acel loc, acolo, în acel cadran care spune info. Deci ar trebui să ridicăm puțin harta către nord. Ceea ce se vede aici, această hartă ne arată foarte clar aglomerațiile urbane și oriunde există o aglomerație urbană acolo, în acel loc, activitatea militară, operațiunea militară este extrem de dificil de planificat și executat, tocmai datorită faptului că cei luptători teroriști au posibilitatea de a se amesteca cu populația civilă, de a folosi populația civilă ca și scuturi umane. Vedem zona cea mai aglomerată, Gaza, cu 700 de mii de locuitori, și cea mai puțin aglomerată zonă este undeva la Beit Lahia, 108.000, și în zona de sud, unde populația a primit ordin să se deplaseze din această zonă de la o înălțime cam de aici. Deci, cam aproximativ, e un râu aici, Wadi River, este un râu și armata israeliană a ordonat evacuarea populației civile, populației civile să plece din zona, din dreapta hărții, din dreapta planului, către zona de sud, către zona din stânga, acum ne uităm la ecranele televizorului. Asta ne face să gândim, ne duce la gândul că probabil acțiunile militare se vor concentra pe zona care va trebui să fie eliberată de populația civilă. După cum se vede, și trebuie să realizăm că toată această zonă este închisă, este blocată din trei părți, partea de nord de Marina Israeliană, partea din dreapta de Armata Israeliană, partea de jos de Armata Israeliană, iar în partea din stânga, cum ne uităm la hartă, de către Armata Egipteană. Deci, în aceste condiții, deja am văzut Armata Israeliană cum realizează dispozitivul de luptă, și dacă am avea acest dispozitiv de luptă, dar nu-l avem, și firesc să nu-l avem, și după cum am văzut, și reporterii au fost trimiși, au fost expulzați de acolo în sensul cât bun. Cât mai departe de exact acea zonă de graniță. Pentru a nu vedea concentrarea de forțe, că în momentul în care vezi cum se concentrează forțele atunci când este vorba de operație, înțelegi și cum ar putea avea loc acțiunea. Vezi cum va avea loc acțiunea. Și deci arată canalizarea acțiunii. Și în acest moment ceea ce se dorește este menținerea acelei operațiuni de securitate a operațiunii prin ce? Prin evitarea difuzării oricărei informații către partea adversă. De asemenea, atât vreau să spun, să fim convinși că și Hamas se pregătește de luptă, își fortifică, își aduce... Oricum este un oraș sub un oraș, da? O fortificație, știm foarte bine, 2000, construită. 2,2 milioane de oameni, da? 365 de kilometri pătrați. Bun, hai să mergem la Mihai și vedem în continuare evoluțiile pe front. Înțelegem împreună, Mihai, și cum se mișcă lucrurile în aceste clipe.